Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat recent că municipalitatea a câștigat proiectul cu finanțare europeană pentru achiziția de echipamente electronice destinate școlilor din municipiu. Consiliul Local Suceava a aprobat într-o ședință extraordinară din luna noiembrie 2020 proiectul echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat Școala Online, în vederea finanțării acestuia în cadrul programului operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2, tehnologia informației și comunicării pentru o economie digitală competitivă. Din păcate, a precizat primarul Lungu, contractul de finanțare încă nu a fost semnat, deoarece există probleme privind asigurarea fondurilor. Deci suntem declarați câștigători, am câștigat, dar deocamdată nu s-a semnat contractul. Da. Nu s-a semnat contractul, trebuie să facem niște modificări bugetare. Am ridicat această problemă la Asociația Municipiilor în România, în care era de față și primul ministru și domnul Ghinea. Vezi, sunt niște discuții acolo că au fost prinse niște sume, dar nu au fost asigurată finanțarea. Deci suntem câștigători, avem hârtie în care spune că am câștigat, dar nu numai noi, n-am semnat contractul, nu când avem bani, n-am semnat contractul. Da, suntem câștigători fără loc, n-am semnat contractul, dar nu numai eu. Și doar câteva, vă spun, Aradu, din câte știu, Buzău, dacă mă înșel, vă trei orașe mari, am ridicat această problemă, suntem câștigători, dar nu-i semnat contractul. Prin hotărâre s-au aprobat cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, astfel valoarea totală este de 16,83 milioane lei, din care valoarea eligibilă este de 16,65 milioane lei. Totodată s-a aprobat și contribuția proprie ce revine municipiului Suceava, 516.052 de lei, din care 333.030 lei reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar 183.022 lei contribuția la cheltuielile neeligibile ale proiectului. Prin proiect se prevede achiziția circa 15.000 de tablete, laptopuri, desktopuri, rutere și alte echipamente necesare învățământului online.